Pe data de 22 s-a născut cel de-al doilea copil al meu, și anume această expoziție intitulată Lumini de flori. Sunt foarte multe surse de inspirație. Florile sunt aproape de sufletul meu, iar tehnica, la fel, acuarela. Am revenit în fața șevaletului după foarte mulți ani, și anume în pandemie. Și pentru că trebuia să ocup așa timpul, nu pot să stau degeaba sau să fac toată ziua să gătesc, am zis, trebuie să mă întorc după ani de zile, după aproape 20 de ani, și să mă reapuc de pictură, și anume de acuarela. Florile sunt aproape de sufletul meu. Folosesc acuarela. Acuarela este o tehnică grea, o tehnică spontană, aș putea spune. Dacă nu ai spontaneitatea acuarelei, este foarte greu să obții efectele pe care tu ți le dorești. Cred că ne-ar trebui o zi să vorbim despre toți artiștii pe care îi admir și mi-aș fi dorit poate să împrumut de la fiecare în viața aceasta câte ceva. Manet, Monet, Vasile Grigore, Grigorescu, Ștefan Luchian, sunt foarte mulți artiști care îmi încântă sufletul. Am foarte multe flori preferate, dar irișii sunt sensibili, sunt așa cum eu mi-am dorit să îi redau în aceste lucrări, plin de sensibilitate și de emoție. Îmi plac foarte mult ciulinii, îmi plac bujorii, trandafirii, dar nu știu, așa am simțit, să pictez iriși. Tocmai s-a născut cel de-al doilea copil al meu, care se numește această expoziție, Lumini de flori, și care are 63 de lucrări. Inițial am spus că voi pune pe simeze 40 de lucrări, dar uite că m-am întrecut pe mine și sunt 63 de lucrări. Talentul ei artistic are, aș spune, mai multe componente, pe lângă ceea ce a făcut de vreme de peste 25 de ani, și anume creație vestimentară, și a reluat această pasiune pentru pictură pe care și-a dezvoltat-o în perioada pregătirii pentru Institutul de Arte Nicolae Grigorescu, în timpul facultății. Și vedeți, sunt momente în care viața noastră e bulversată. Realmente, epidemia de COVID, care ne-a blocat pe toți acasă, i-a dat posibilitatea să reflecteze la ceva frumos pe care poate să-l exprime, și a reînceput să picteze. Și picturile ei, sigur, dincolo de faptul că și eu împărtășesc și emoția și bucuria ei, au foarte multă sensibilitate, foarte multă delicatețe, a pus un accent deosebit pe culoare, este pasionată de ceea ce înseamnă culoarea în pictură, și e un gen care este dificil, acuarela, nu este abordabil, a spune, pentru orice artist. Mă bucur că este a doua expoziție pe care o face astăzi la Arcub, care va fi de mâine deschisă publicului, și sper să se bucure de succes și acest succes să fie o răsplată pentru eforturile de creație pe care le-a făcut. Cum mi-ați putea descrie expoziția din această seară? Călătorii imaginare către descoperirea sinelui, către perfecțiunea unei cromatici sufletești și a unei împliniri emoționale. Pentru că abordarea Loredanei în toate lucrările este o abordare profund emoțională. Ea lucrează cu emoție. Cred că această expoziție este ca o bucurie a comuniunii. Este aceea de a primi și de a dărui și de a împărtăși. Asta mi se pare foarte, foarte frumos. Cred că vine dintr-o frumusețe interioară necesară nouă tuturor,
dar care odată ieșită din spațiul interior poate să vindece și alte suflete, poate să înnobileze artă, poate să înnobileze suflete, poate să ne aducă mai aproape unul de celălalt. Cromatica nu este aleasă întâmplător. Loredana a ales pentru lucrările ei culori care au cea mai mare contiguitate cu ființa umană. În ce sens? Există lucrări în care predomină culori mai puternice pentru că ele sunt rod al unei stări sufletești din momentul respectiv. Sunt alte lucrări, toate în tehnica acuarelei, în care culorile, nuanțele sunt mult mai delicate, sunt suave, sunt translucide pentru că ele corespund unei alte stări sufletești. Așadar, acest joc cromatic din cele 63 de lucrări prezente în expoziție sunt de fapt un joc al sidelui, un joc al propriului interior și în cele din urmă cred că vorbesc foarte mult despre o vibrație sufletească tumultoasă. Sunt un drum, o călătorie care a început de la un mănunchi de flori și care a ajuns astăzi să îngemâneze o grădină de flori, pentru că, așa cum spuneam, florile sunt peste tot, trebuie numai să le vezi. Dacă ar fi să definesc această expoziție în acuarelă, ar fi o renaștere din punctul meu de vedere, pentru că reprezintă atât flori în viață, cât și flori care au fost. Și florile care au fost, lasă niște semințe din care ies alte flori. Și din punctul meu de vedere, dacă ar fi să o definesc într-un singur cuvânt, ar fi renaștere. Îmi place foarte mult că și-a ales mai multe tipuri de flori, dar în același timp există o floare care predomină. De fapt, sunt două care predomină și îmi place foarte mult că a și cuprins macul. Macul mi se pare o floare foarte frumoasă și foarte, foarte puțin utilizată în artă.